înseamnă ce ai promis și o să vedem de ce nu ajung în chestia asta. O să ajung și la partea asta. Întâi prezint protocolul și după aia vedem ce poate să facă. Ok? Și după aia Alice Bob o să păstreze doar stările care au fost atât preparate cât și măsurate în aceeași bază. Și după aceea o să aleagă o porțiune din stările acestea, cum o imagine de slide-ul următorul de acum, de exemplu. Să aleagă o parte din stările acestea și o să facă ceea ce se cheamă estimarea parametrilor, care pur și simplu înseamnă că din stările care au fost preparate și măsurate în aceeași bază, o să aleagă o fracțiune din ele și o să anunțe pe canalul public. Starea asta ar trebui să fie 0, starea asta ar trebui să fie plus și așa mai departe. Asta se face tocmai ca să se verifice că nu a făcut, nu a afectat cumva stările de parcurs. E, și după ce fac și treaba asta, din stările rămase, dacă e 0 sau plus, o să fie tratată ca 0 logic, dacă e plus sau minus, o să fie tratată ca 1 logic. Și biții aceștia o să constituie cheia pe care o să facă ei. Acum, e un exemplu aici cu polarizare de foton. Deci, vedeți, ales acolo, are o sursă de foton și poate, în principiu, să-i polarizeze fie vertical-orizontal, cele două consuțe albastre, fie la plus 45 de grade sau minus 45 de grade și le trimite pe canalul quantic, iar om poate să măsoare fie în baza vertical-orizontal, fie în baza la plus 45 minus 45 și vedem și după aceea anunță în ce bază a măsurat și ce s-au făcut și preparările și le păstrează doar pe cele pe care le-au preparat și măsurat în aceeași bază. Deci, spre exemplu, aici a fost trimis la plus 45 și măsurat la orizontal vertical, deci nu e bun de lucrăm. A fost preparat în vertical și măsurat în vertical orizontal, deci îl păstrăm și îl considerăm un bit 1 și tot așa. Deci, asta e cheia pe care o obțin, 1, 0, 0, 1 și așa mai departe. Și, cum ziceam, din cheia aceasta, o să aleagă aleator câțiva biți pe care o să-i verifice, o să-i anunțe public. Spre exemplu, o să zică, hai să luăm bitul ăsta, bitul ăsta și bitul ăsta, îi anunțăm public să vedem că sunt într-adevăr cât ar trebui să fie. Ăsta, spre exemplu, chiar e 0 și pentru Alice și pentru Bob, ăsta e 1 și pentru Alice și pentru Bob. Și vedeți că dacă Inf ar fi făcut ceva la mijloc, ar fi încercat să măsoare sau să afecteze qubiții, ar fi introdus o probabilitate ca acești qubiți care ar trebui să aibă aceeași valoare și într-o parte și în alta, să nu aibă. Și dacă unul singur dintre ăștia se întâmplă să nu aibă valoarea, atunci ei opresc protocolul și eventual îl iau de la cap. Deci, dacă oricare parte din protocol eșuează, atunci Alice și Bob o iau de la cap. Și acum, ce poate să facă atacatorul în modelul ăsta? Păi, țineți minte că IF nu poate să copieze qubiții. Qubiții sunt într-o stare incertă pentru ea. Deci nu poate să-i copieze. Sunt într-o stare neconstruită, nu poate să-i copieze. Dacă ar putea să-i copieze, ar putea să-și facă niște copii și să-i măsoare cu fiecare și începe pentru că să-și dea seama ce sunt. Dar pentru că nu poate, atunci nu poate să facă asta. Și deci nu poate, și în plus, nu poate nici să deosebească între stări care nu sunt ortogonale. Și cele patru stări pe care le trimitem, într-adevăr, 0 și 1 sunt ortogonale, plus și minus sunt ortogonale, dar pentru că alternez aleatoriu între toate patru, atunci toate patru nu sunt ortogonale între ele. Și atunci nu poate cu fidelitate maximă să deosebească între ele. Și deci, dacă va încerca să efectueze măsurători sau orice fel de acțiune asupra qubiților, o să le afecteze starea și când Alice și Bob aceea fac etapa aceea de estimare a parametrilor, o să detecteze că s-a întâmplat ceva și o să oprească protocolul și o să dea de la cap. Iar nimic, după cum spuneam, nu învață nimic din informația publică. Deci nu învață nimic știind cum au fost preparați și cum au fost măsurați qubiții. Și, deci dacă știe doar bazele care au fost preparate și bazele care au fost măsurați, nu află nimic nou despre ce o să fie bitul acela din cheie la final. Deci rămâne total incertă. Și deci, aproximativ, informația a priori o să fie egală cu informația a posteriori. Și deci schema este sigură în mod necondiționat. Și atunci putem să o folosim pentru a ajunge la acea cheie pe bună și a folosi mult mai.
nu sunt neapărat din cauza unui atacator. Poate pur și simplu că fibra optică e puțin stricată sau, mă rog, când sunt distanțe foarte mari, se mai pierd fotoni de plumb și chestii de genul ăsta. Deci pot apărea probleme care nu sunt din cauza unui atacator. Și atunci, dacă ai zis și om trebuie să tot refacă protocolul de fiecare dată, o să dureze foarte mult când o să ajungă la ok cu omul. Și atunci, o să își ia totuși o marjă de eroare, să permită o marjă de eroare în protocol. Dar cu toate astea, tot putem să arătăm că IV nu a fost suficient de informație din protocol. Și cum, ce se va întâmpla de fapt, este că după faza aceea de estimare a parametrilor, în care sacrifică o parte din cheie pentru a verifica dacă s-au produs erori sau nu, dacă s-au produs erori, o să folosească niște coduri defectoare și corectoare de erori pentru a compensa pentru chestia aceasta. Spre exemplu, o să testeze parități pentru grupuri de bits și o să mai repete niște bits sau lucruri de genul acesta. Iar etapa asta se cheamă etapa de reconciliere de condiții, de reconciliere informații. Dar când fac lucrul acesta, deci când o să anunțe pe grupuri de parități pentru grupuri de bits și așa, evident că IV o să afle informații. Și atunci, pentru că o să afli informații, mai este nevoie o etapă care se cheamă amplificarea privacy. Nu știu cum se facă privacy. Amplificarea siguranței, ceva de genul ăsta, în care o să aplice niște funcții de hash asupra biților, pentru a se asigura că IV nu află nimic despre cheia pe care o folosesc. Adică, în loc să folosească efectiv biții pe care i-au obținut în urma protocolului, aplică o funcție de hash asupra biților și după aceea folosesc și ne-am dus funcția de hash. Și ar putea să spuneți de unde știu cum să aplice aceeași funcție de hash, spre exemplu. Și ideea e că pe canalul acela public pe care comunică ei, v-am zis că trebuie totuși să existe proprietatea aceea de autentificare. Adică trebuie cumva să știe unul de celălalt, vorbesc unul de celălalt, unul cu celălalt. Iar asta se face folosind o cheie, o cheie foarte scurtă și de dimensiune fixă, care puteți să o priviți ca un fel de semnătură, adică eu pun semnătura pe mesaj la sfârșit și atunci se știe că e de la mine și la fel și pot. Folosind acea cheie scurtă, o să vorbim mai mult despre asta în ora a doua, pot folosi cheia aceea care este necunoscută în info și doar ales și pot, ca să aleagă în urmă la o funcție de hash cu o mulțime de funcții de hash, să facă etapa aceasta. Și atunci IV nu o să știe ce funcție de hash a fost aleasă, dar ALS și POP o să folosească aceeași funcție și după aceea, din nou, cu amplificarea privacy-ului, se ajunge că IV nu află prea multe informații despre cheie. Află extrem de puține informații și se poate controla din diverse parametri ai protocolului cât de multe informații care se află. Ok. Demonstrațiile de securitate sunt foarte lungi și foarte complicate pentru protocoalele astea și de aceea nu le-am inclus aici. Unele dintre ele nu înțeleg nicio. Și, în general, se bazează demonstrațiile astea pe a pune niște limite asupra două cantități. Rata de cheie, manteni, în principiu, cât de lungă cheie putem obține într-o perioadă fixă de timp, care este viteza pe care o obținem biția aceea. Iar cealaltă cantitate pe care îi punem limite este informația pe care o află. Și cantitățile astea sunt legate între ele. În general este o relație matematică între cele două. Și, da, cum spuneam, informația lui este, se definește ca fiind ce ar putea să afle un atacator în cel mai bun caz. Adică, în condiții în care ar putea să intercepteze qubiții și permițându-i să facă orice fel de operație permisă de mecanica care. Ok. Și, cum spuneam, informația aceasta poate fi făcută să fie foarte, foarte mică. Putea să face ca ea să nu afle foarte multe informații din protocol. Dar întrebarea e dacă e suficient pentru securitate să avem lucrurile acestea. Și, ca să vorbim un pic despre vulnerabilități, vă întreb, cu siguranță că ați auzit de diverse instanțe în care protocoalele de securitate au fost hackmite. A fost cazul acela cu ceva vreme cu SSL și marketing, dacă ați auzit de asta. Și întrebarea e, hackerii, adică e clar că nimeni n-a rezolvat eficient problema.
problema factorizării numerelor pe calculatoare obișnuit. Și atunci hackerii, când se zice că atacă protocoale, sparg protocoale, ce fac ei de fapt? Ce exploatează în realitate? Vulnerabilitățile ale unor implementări. Exact, exact. Vulnerabilități de implementare, vulnerabilități ale protocolului la nivel teoretic și definit pe ideal și matematic, și implementarea propriu zis. Și atunci, pentru că ne interesează partea cuantică aici, ce înseamnă implementarea pentru partea cuantică? Înseamnă acele dispozitive care prepară și măsoară stările. Alea sunt cum a fi implementarea cuantică. Și se spune că protocolul acesta BB84 este dependent de device dependent, dependent de dispozitiv, adică se bazează pe faptul că dispozitivele funcționează corect. Presupunem că implementarea dispozitivelor este corectă și că nu există probleme pe partea aceea. Dar dacă dispozitivele nu funcționează corect, dacă implementarea este incorrectă, o să vedem că totuși putem face ceva și în situația asta și o să folosim entanglement pentru asta. Dar înainte să facem asta, să mai zic de niște proprietăți ale entanglementului pe care o să le folosim. Deci, v-am zis data trecută că stări de genul acesta, fi plus 0,0 plus 1 numărabilitate din experimentel, sunt maximal entangled sau maximal monolocale. Adică, corelațiile pe care le observăm sunt corelațiile maxime pe care le poate produce mecanica cuantică și sunt corelații nelocale. Dar, pentru a observa corelațiile respective, trebuie să facem măsurătorile corespunzătoare. Adică, dacă doar măsurăm dacă doar măsurăm baza computațională, o să observăm corelații non-locale. O să observăm mereu 0 și 0, 1 și 1. Asta nu e o corelație care nu poate fi explicată. Iar proprietatea principală pe care o să o folosim aici este ceea ce se cheamă monogamia entanglementului. Adică dacă doi qubits sunt entangled maximal, sunt entangled în felul acesta care produc corelații maximale, atunci ei nu pot fi entangled cu altceva, cu un alt sistem. Cu alte cuvinte, spre exemplu, dacă avem sistemul acesta cu 3 qubiți, starea asta este entangled. Și fiecare qubit cu ceilalți doi sunt entangled și urmează la un fel de triunghi de entanglement. Dar oricare 2 qubiți nu sunt entangled maximal. Cu alte cuvinte, dacă aș avea acești 3 qubiți entangled și aș alunca unul între ei, dacă ar fi să-i folosesc pe ceilalți doi pentru o obținere cu relații nelocale, nu le-aș obține pe cele maximale, orice aș face, nu am cum să fac asta. Deci singurele stări care produc corelațiile acelea maximale sunt stările acelea bell, care au proprietatea asta de monogamie. Dacă sunt entanglement maximal, înseamnă că nu există entanglement cu altceva. Ok. Și acum putem, cum ziceam mai devreme, putem fie să avem un canal cuantic real și pop, sau putem să folosim entanglement. Dacă folosim entanglement în protocolul BP84, ține cont că starea aceea putea fi scrisă la fel cu baze diferite, deci o să scriu 0,0 plus 1 sau plus 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 minus minus. Și atunci Alice poate să facă măsurători, să zice că iau entanglement, poate să măsoare fie observabil la Z, fie observabil la X, adică să măsoare baza 0 sau plus minus, și asta o să-i colapseze, adică să colapseze întreaga stare, și deci și qubitul care ajunge la 8, să colapseze fie în 0, fie în plus minus. Și acum, ea dacă alternează aleator între măsurătoarea aceasta și măsurătoarea aceasta, exact ca și când ar fi trimis qubiți cu aparatul acela de preparare. Și am o imagine care e făcută jalnic în paint. Deci avem Alice și Bob și iau entanglement între ei, deci au multe stări de genul acesta plus. Și efectuează măsurătorul. De exemplu, care se măsoară X, Z, Z, X, X, Z și așa mai departe. Și Bob, tot așa, pur random, pur aleator, măsoară Z, X, Z și așa mai departe. Și o să păstreze doar stările în care fac aceeași măsurătoare. Care este avantajul folosirii entanglementului față de canalul acela? În principiu niciun, dacă folosim schema asta. Pentru că chiar și în schema asta, de fapt, nu presupunem că iau entanglementul acela de la început, pentru că a apărut așa din senin, îl aveau din senin, ci că există un dispozitiv undeva care le dă cele două particule entangled, care poate să fie luminile atacatorului, spre exemplu.
Dacă schema aceasta nu prea ne ajută, nu forma. Și problema este că dacă facem doar măsurătorii X și Z, deci doar măsurătorii bază 0, 1 sau plus, minus, nu putem detecta corelațiile astea în mod local. Deci, cum ziceam, depinde foarte mult de ce măsurători facem și numai anumite măsurători prezintă corelațiile acestea. Și atunci nu trebuie decât să schimbăm măsurătorile pe care le facem. Și asta reduce la alt protocol avut în 91 și făcut de Necker, Arthur Necker, se cheamă Daymotion în cauza aceasta. Și ideea este aceea, deci avem exact aceeași imagine ca mai devreme, doar că schimbăm măsurătorii. Acum am ales să măsoare X, Z și X plus Z, dar acum o să măsoare X, X plus Z și X plus Z. Deci îi pot să măsoare observabile acestea. Aceștia sunt tot operatori identici, puteți să le calculați trecturile și valorile proprii, este perfect în regulă care să măsoare observabile acestea. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că dacă măsoară observabile acestea, o să vadă acele corelații în mod local. Și, ca și în BD84, ei o să alterneze aleator între măsurătorile acelea, deci ales cu probabilitate 1 pe 3, o să aleagă pe coordonate cele 3 observabile și o să măsoare, și Bob la fel, și o să anunțe după aia în ce bază a măsurat, și o să păstreze doar măsurătorile care s-au produs în aceeași bază. Exact ca în BD84 și similar o să ajungă la o cheie în felul acesta. Dar ce este nou acum față de cazul precedent? Este că celelalte măsurători pot să verifice corelațiile acestea în mod local care s-au întâmplat și pe acele măsurători care s-au produs în baze diferite le pot anunța public pentru că nu fac parte. Și atunci nu contează dacă atacatorul află biții respectivi. Și biții respectivi pot fi folosiți de ales și pot pentru a verifica.